Vă salut! Am mai adus două motocultoare și haideți să fac un video mai amănunțit cu fiecare în parte. O să începem cu acest micuț, un motocultor Goldoni Super 610A. Avem acolo modelul scris pe capotă și are un motor pe benzină Acme de 330 cm cubi, undeva la 10 cai putere. Motorul este în 4 timpi. Aici avem baie de ulei. Aici avem bușonul. Avem ulei la nivel. Ia să-l prind la loc. Dacă o să căutați prin videoclipurile mele, am mai avut eu un model de Pasquale cu același tip de motor. Așa că n-am să mai dau jos capota, pur și simplu aici în față, pornirea la sfoară, carcasa pentru dirijarea fluxului de aer, răcirea este pe aer, rezervorul, filtrul de aer, carburatorul, i-am curățat eu rezervorul, i-am schimbat furtunașele, i-am pus un filtru aici de benzină, i-am pus benzină proaspătă, bujie nouă. Aici avem aprinderea. Deci se oprește motocultorul. Și cam atât. Deci ce vedeți voi în dotare are freză cu o lățime de lucru de 75 cm. Cuțitele sunt cam jumătate uzate. Asta oricum are o freză mai micuță, motocultorul, dar pot să vă spun clar că celălalt pe care l-am avut Pasquale făcea pământul foarte fin. Deci așa de bine frezează modelul ăsta, numai că o adâncime mai limitată. Intră undeva până într-un 20 cm, 15-20 cm. Avem aici reglajul, deci el mai merge dat în jos freza. Oricum i-am făcut probă la ăla frumos și se vede clar cum lucrează. Sunt foarte faine pentru grădini mici. Și în plus are și o cositoare. Masa de lucru are 1 metru. Așa arată. Dinții sunt puțin ruginiți pentru că nu a fost folosită, dar sunt foarte ascuțiți. Deci trebuie puțin curățat și se vede că nu a fost prea folosit. Asta e cu curat. Trebuie să vă arăt prinderea aici. Să puteți vedea voi. Puneți pe pauză și numărați câte nuturi are. Semeringul, acolo nu avem scurgeri de ulei. Funcționează foarte bine, și atât freza cât și cositoarea. Asta este prinderea la accesorii. Cele două șuruburi. Le desfacem, intră în ala acolo și le fixăm. Roțile sunt 400 pe 8. Și au un sistem foarte fain de reglaj. Deci se reglează cartamentul fără prea mari bătăi de cap. Așa cum vedeți, are aici un ax cu caneluri. Se strânge șurubul acesta și pur și simplu, fără să suspendăm motocultorul sau să dăm roata jos, pur și simplu janta culisează pe axul acesta. Deci aici este strâns la limită, cum ar veni, și aici am desfăcut eu ca să vedeți cum arată. Uitați, vedeți? Acolo e apropiat de grup, de cutie, aici e mai depărtat. Am făcut eu treaba asta. Am strâns șurubul ăsta și pur și simplu culisează. Trebuie puțin curățat și cam atât. Acum, ce am mai omis eu să vă spun? Haideți să vedem un pic cutia de viteze. Goldoni 610A, modelul acolo, numărul de înregistrare, uleiul la cutie W80W90 și la freză la fel. De aici, după cum vedeți, acționăm freza, avem 0 și 1, oprit pornit, aici o singură treaptă la freză. De aici rotim ghidonul, ăsta se desface, așa. Și ne permite să
rotim ghidonul, să-l reglăm, iar ca să folosim cositoarea, trebuie să-l rotim la 180 de grade. Din cauza asta, vedeți, sunt și roțile montate invers, pentru că ultima oară a fost folosit la cositoare. Iar dacă noi întoarcem ghidonul invers, direcția de mers va fi aceea. Și de aia sunt roțile cu crampoanele așa. Acum, ia să-l reglez eu pe mijloc. Manetele la fel, ele se răsucesc, se întorc invers, ca să fie un pic mai la îndemână aici, mai aproape. Când este folosită freza, așa trebuie să te întinzi puțin. Și aici la fel, se rotește maneta. Pur și simplu se desface de aici, se rotește, că are filet. Iar în partea asta aici, la maneta din partea dreaptă, avem 3 trepte de viteză înainte și una înapoi, un manșalier. Aici, dacă nu mă înșel, da, exact, avem și inversor. Vedeți? Acum este pe în față, după aia putem să-l dăm înapoi. Deci ceea ce înseamnă că treptele de viteză, cele 3 înainte, pot deveni și înapoi. Când folosim cositoarea. Foarte faină e cutia asta, foarte complexă. Ce avem? Cuplu pentru remorcă. Și aici avem ceva când inversăm ghidonul. Trebuie să fim atenți un pic și la cabluri când îl rotim, să nu agățe ceva, să fie totul liber, să trebuie desfăcut ca să treacă cablurile astea. Acum, comenzile. Avem accelerație în partea dreaptă, manetă de oprire de siguranță. Pac. Deci ca să-l pornim trebuie să acționăm maneta, o blocăm și o lăsăm. Ambreiajul avem aici în stânga. Se vede acolo. Iar cele două manete de pe interior, stânga-dreapta, astea ce fac? Decuplează diferențialul. Deci, acum roțile se învârt amândouă dată, iar ca la motosape. Iar dacă dorim să deblocăm o roată, pur și simplu apăsăm pe manetă, ea se deblochează și îl rotim pe loc, fără niciun fel de probleme. Ceva de genul, exact cum fac motocultoarele italieni. Ce știu mai bine să fac. Nu te muncești ca să virezi cu ele. Sistemul ăsta, că toți mi-au mai spus, să iau să fac un video cu motocultoarele astea, Zubru, Kentavr sau cum se mai numesc ele, eu nu prea sunt adeptul lor, nici nu am acum de unde să fac rost de unul să vă fac o prezentare, dar sistemul de virare a roților este asemănător cu ăsta. Numai că diferența ar fi ăla cântărește 300 de kg, nu știu, bănuiesc cam așa, oricum e foarte solid, ăsta cântărește 150 de la jumătate. Și cu ăsta se rotește mult mai ușor. Pot să rotez, să-l virez cu el și fără să mai decuplez un satelit, pe când ăla e mai greu de manevrat. Și cam asta ar fi motocultorul. Haideți să fac o pornire și să vedeți puțin cum merge. O să merg aici un pic în curte, înainte, înapoi. Și cam atât.